Ce este de folos, nu doar
Ortodoxe, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte doar toate greșelile cele cu voie și cele fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul Tău zdrobești războaiele, ridicând prin nespusa Ta întrupare și prin patima cea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, Tu care ne-ai arătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea, ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, acordând ceea ce noi cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni, de la puterea Ta în noi, smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul român și îl conduce, Doamne, din victorie în victorie și ridică-l din slavă în slavă. Iar de la iubirea Ta de oameni, a celor care au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, așează-i, Doamne, în corturile aleșilor Tăi, că sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor. Relicvele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor udă arborile libertății noastre. Și precum pe pământ ei au format elita oștirii, așa și în cer, Doamne, să constituie de asemenea o ceată de sfinți martiri. Și cum ei au meritat să fie cinstiți de către oameni, tot așa și în ceruri să fie cinstiți ca sfinții Tăi. De vreme ce acești cinstiți eroi lupta cea bună au luptat, căzând la datorie, Tu, dreptule judecător,
rânduiește-le lor cu luna dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim astăzi liber, dă-ne nouă, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu, ieșit din jertfelnicia lor, precum și curajul de a-i imita. Din înălțimea locașului tău, trimite binecuvântarea ta asupra celor care ne conduc. Păzește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne către mântuire. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, împreună cu Fiul Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspir, ci viață fără de sfârșit. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte, binecuvintează! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților, întot lăudaților apostoli, a Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zândia din morți, sufletele adormiților, robilor săi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, în corpurile drept să-i așeze, în sânurile lui Avram să odihnească cu dreptii să-i numere, că noi să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitori. Vă invităm să fiți alături de noi. Într-o fericită pomenire, veșnică odihnă, pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor Dumnezeu, eroi, ostași ai neamului, rămânesc cu tot neamul lor ce a dormit și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața să Dumnezeu să ieze. Amin. Senator, domnule deputat, domnule primar al municipiului Roman, distinsă doamnă viceprimar, dragi soldați, iubiți copii, cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată, astăzi, 25 octombrie, ne aflăm aici, în locul în care sunt așezate osemintele sfinte ale eroilor neamului. Cu această ocazie, dați-mi voie
să transmit mesajul înalt preasfințitului părintului nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Biserica și armata, îngemânarea celor veșnice cu cele vremelnice. Ziua Armatei Române a devenit de multă vreme o sărbătoare a eroilor acestui neam, purtător de cruce și iubitor de înviere. Cinstind memoria marilor noștri înaintași, venerându-ne eroi, facem dovadă că i-a meritat, înțelegând totodată că demnitatea la care a ajuns astăzi poporul nostru se recunoaște în adâncurile sale, acolo unde sunt izvoarele. Eroii nu mor niciodată. Puterea lor adevărată stăruiește dincolo de ceea ce oamenii de rând numesc moarte. În Biserica lui Hristos, ei și-au găsit un adevărat cult, fiind pomeniți asemenea martirilor, apărători ai dreptei credinței în zile speciale, așa cum este cea de astăzi, 25 octombrie, sau sărbătoarea Înălțarea Domnului. Dincolo de orice speculație a celor care se preocupă cu întocmirea sondajelor și privind cu rigoare și recunoștință adâncul conștiinței naționale, este ușor să observăm că Biserica și Armata sunt cele mai credibile instituții din România. Este semnul că între Biserică și Armată este o lungă și permanentă comuniune, ca o simbioză între cer și spadă, între cruce și spadă, între cele veșnice și cele trecătoare. Aceasta pentru că spada a fost ridicată de oștenii acestui neam pentru a apăra pe cinstitorii crucii, iar crucea ne-a fost armă nevăzută în lupta cu cei care au avut să ne facă să ne uităm istoria și valorile fundamentale. Cu spada în mână și cu crucea la piept, poporul român a fost cel mai jertfelnic popor din Europa, peste el trecând atâtea primejdii și necazuri care l-au răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar n-au reușit să-l doboare, să-l supună sau să-l risipească, pentru că armata țării a luptat cu credință în Dumnezeu și nădejdea biruinței. Astăzi, 25 octombrie, în anul Mântuirii 2017, de Ziua Națională a Armatei Române, prin solemnități militare și religioase, noi comemorăm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea, identitatea și spiritualitatea neamului nostru, comemorăm pe făcătorii de pace ai poporului român. Ați aduce aminte cei ce au făurit pacea pe pământul nostru străbun înseamnă a te întâlni mistic cu acești bravi eroi martiri ai neamului românesc din toate timpurile și din toate locurile. Comemorându-i simțim că sufletele lor ne înconjoară ca un nor, că mormintele lor păzesc hotarele patriei, iar sângele lor udă permanent arborele libertății noastre. Și astăzi, când contemplăm sacrificiul suprem al bravilor noștri eroi, trebuie să înțelegem că orice jertfă dreaptă este urmată de victorie, așa cum înțelegem că după cruce vine și învierea. Deci astăzi, pe lângă lacrimi și flori, să și îngenunchem în fața sacrelor lor morminte pentru a ne ruga ca Dumnezeul păcii și al îndurărilor să binecuvinteze cu putere și iubirea sa de oameni pe toți eroii neamului nostru românesc. Așadar, Ziua Armatei Române să fie pentru noi romașcanii prilej de cinstirea eroilor și de pomenirea tuturor martirilor și au ce și-au încununat lupta cu laure biruințe neamului și ai credinței strămoșești. Deși pe plan mondial sunt mari transformări, iar ideea de neam, popor, identitate, spiritualitate, jertfă, crez, încearcă să se constituie într-un alt fel de paradigmă, Armata rămâne aceeași instituție disciplinată, pașnică și care dă echilibru țării și neamului românesc, stând mereu de veche și asigurând-ne confortul și siguranța vieții noastre, în spațiul pe care, cu prețul supremei dăruiri, soldatul român l-a apărat de-a lungul istoriei. Felicităm și binecuvântăm cu prilejul Zilei Forțelor Armate Române pe toți ofițerii, cadrele militare, soldații și ostenitorii, fii ce sprijină această instituție emblematică, dorindu-le tuturor multă sănătate și ajutor într-o împlinire a misiunilor încredințată lor, sprocotirea poporului nostru drept slăvitor. Semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La mulți ani, Armata Română, la mulți ani, soldați! Mulțumim pentru cuvintele adresate de către Părintele Protopop Dragoș Multi Ani. Are cuvântul domnul primar al municipiului Roman, domnul Ovidiu Lucian Micu. Doamna comandant, stimate cadre militare în activitate, în retragere și în rezervă, dragi veterani,
doamnelor și domnilor, generalul Gheorghe Avrămescu, comandantul armatei a IV-a Române, cel care a dispus eliberarea orașului Carei, ultimul colț de pământ românesc care se afla sub ocupație străină, scria într-un ordin de zi: peste veacuri veți fi slăviți, voi, ofițeri și ostași care ați eliberat Ardealul. Astăzi spunem că așa este firesc să se întâmple, așa este omenesc să procedăm. Dar este insuficient să spunem doar un mulțumesc și o facem cu toată sinceritatea. Cred că este puțin, foarte puțin, în comparație cu cei care au lăsat totul pentru țara lor, pentru cei care și-au dat viața pentru țara noastră, pentru cei care s-au gândit mai mult la noi, generații de următoare, decât s-au gândit la ei. Și firesc, astăzi ne întrebăm câți dintre noi poate am face același lucru. De regulă, faptele celor care poartă uniforma militară sunt fapte care vorbesc despre altruism. Și cred că astăzi a sosit momentul ca, de dragul nostru, dar mai ales de dragul generațiilor care ne vor urma, să spunem mai des mulțumesc eroilor patriei, să apreciem mai mult pacea, să ne bucurăm mai mult de cei care ne sunt dragi și care ne sunt alături. Se spune că armata e grea. Poate că așa și este. Însă armata a fost, este și va fi întotdeauna alături de noi, alături de români. Cinste eroilor noștri! Cinste vouă, la mulți ani, Batalionului 43, aprovizionare și transport Roman I Mușat, care servează 15 ani de la ființare, la mulți ani, Armata Română! Vă mulțumesc! Are cuvântul comandul garnizoanei Roman, doamna colonel Aurelia Tița. Dragi părinți, distinse oficialități, stimați colegi, camarazi în rezervă și retragere, veteran de război, onorat auditor. 25 octombrie, zi de rezonanță pentru națiunea noastră și cu profunde semnificații istorice, este referul calendaristic în care toți cei ce simt românește de pe întreg cuprinsul țării sunt alături de armata lor, care astăzi se află la aceste sărbătoare. Prin importanța sa, această zi readuce în memoria noastră a tuturor faptele de arme ale ostașilor români căzuți pe câmpul de luptă în vremuri de trecut sau prezent, pentru apărarea ființei naționale și a gheii strămoșești, pentru libertate și siguranță. Alături de biserică, armata română reprezintă temelia pe care s-a clădit apartenența la ideea de neam și patrie. Faptele de arme ale militarilor români multe și legendare. Aceștia contribuind prin sânge și lacrimi la reconstrucția hotarului firesc al patriei pe care au jurat să o apere cu prețul vieții. Ne bucurăm să avem astăzi în mijlocul nostru pe unii din puține eroi al acestor vremuri, veteranii de război, rămași în viață și cărora le urăm sănătate și viață binecuvântată. Adresez un călduros salut ostășesc reprezentanților cadrelor militare în rezervă și retragere, prezenți la acest ceremonial. Le mulțumesc pentru efortul generos de a fi astăzi alături de noi pentru a sărbători Ziua Armatei României. Vreau să salut prezența tinerilor mai mari sau mai mici, să le mulțumesc pentru că sunt alături de Armata României de ziua ei și sper ca mai devreme sau mai târziu patriotismul să le trezească interesul pentru a îmbrăca haina militară ca brav continuator ai tradițiilor personalului militar. Ne plecăm astăzi capetele în fața mormintelor și a memoriei celor căzuți sub steag, care prin jertfa și sacrificiul lor au apărat valorile fundamentale ale acestui popor. La mulți ani Armatei României și glorie eternă eroilor săi!